Bă, de răcoare. Vă salut, oameni buni. Și bine ați venit la un nou vlog. După o perioadă foarte lungă de pauză, revin și eu cu vloguri. Păi, îmi pare rău că am luat pauză, cred că undeva la 2 luni, să dă neba, dar au fost ceva probleme la firmă și n-am avut camion liber. Păi, asta stăm aici. Da. Să le mai fac mâine să tai asta, că n-am avut azi timp. Da, și am stat 2 luni acasă din cauza asta. Că n-au fost camioane, știi? 2 luni, da, din decembrie, știi, mă, băi, 2 luni, lasă mă, picior, am ei pe 17. E, măcar, uite, m-am ales cu asta. Și acum am și pe România, nu mai am de Polonia. Măi, oameni, fac și-o vlogul ăsta referitor. Na, la toți, pentru toți prietenii mei, uite-mă și bâlbâine, o vezi? Dacă n-am mai făcut. Dar am și zis să vorbesc despre salarizarea de la noi, că mi-au scris foarte mulți și am să fac o chestie generală, știi? Și am terminat descărcările pe ziua de azi și acum am mers spre încărcare și încărcarea am tot mai mâine. Cumva este timp suficient, știi? Că am făcut un 15 minute aici. Da, nu mi-a ieșit încă. Hai, ca cu aia. Da. Și cam asta e treaba. Am să vorbesc de chestia asta cu salarizarea, mă frate, de cum s-a întâmplat și pe la multe, foarte multe firme. Și la noi cumva s-a umblat la salarizare într-un fel sau altul. Adică noi luam bonus pe mersul economic, că na, cine mă urmărește știe că eu tot opream motorul mereu din cauza asta, că eram plătiți extra 15 minute, ai mulțumesc, stau în plus. Și acum cumva nu ne mai dau băieții bonusul și na, eu l-am luat cred că 3 ani la rând bonusul ăla lună de lună, știi? Na, într-un fel sau altul pentru noi na, era ca și salariu, știi, că luai lună de lună. Doar că acum nu prea mai e ca ridicat cifrele, știi? Adică nu prea mai te atingi de el. Haide, mă. Da, și salarizarea la noi, nu știu, este destul de mică pentru cei începători în firma aici, ca să zic așa. Da, pentru noi, cei vechi, sărindă 4.000. Majoritatea celor vechi. Gata. Acum, haide, mă, merge. Acum nu vine nimeni. Olem. Băi, sper că se vede bine. Pui centura tot. Hai, la treabă. Da, mă, și cam asta ar fi. Nu prea este firma în care să spun cu mândrie, da, bă, frate, vin aici că e cald și bine, cum s-ar spune, știi? Adică în urmă cu 6 ani jumătate, când am venit eu, salarizarea era bună în perioada aia, că unde câștigai în sud 1500 sau 1800 în perioada aia, oamenii ăștia dădeau 3000. Mă, erau bani. Ca să fiu cinstit, cum stă, era dublu, ești nebun, adică despre ce vorbim? Doar că acum, cumva, la oamenii ăștia au stagnat salariile. E acum dă 2700-2800 primele 2-3 luni, știi? Și la unde trece la 3000. Acum, nu cunosc exact foarte bine salariile din sud. Că nu vreau să vorbesc cu păcat. Doar că spun eu, când am venit în firma aici, am luat primele 3 luni 2500 pe lună. Na, că am mai făcut o chestie și cumva am înțeles unul că iau 15.000 de euro, altceva. Că am zis că luam 50 la zi, într-un vlog este de anul trecut, 50 la zi, 1500, ăștia banii ăștia se luau și l-am înțeles că iau 15.000, altceva. Da, și zic să mă exprim pe înțelesul tuturor. Luam 2500 aici, pe lună. 2500 de euro.
Asta însemnând diurna plus salariul pe România. Știi? Și na, nu prea, nici nu știu ce să zic, jur, adică nu prea aș recomanda, pentru că sunt salariile destul de mici. Eu că sar de 4.000, mă ridică vechimea din spate. Și încă sunt în firmă aici din cauza că noi avem salariile mari pe România și cumva mă ajută la sănătate, mă ajută la pensie, bine, cât mai mă ajută dacă o apuca. Dar ca idee, adică salariul pe România, cel puțin la șoferii vechi de link, nu sta aceeași ca la alte firme, să zic așa. Cu minimul pe economie și chestii de genul. Este un pic diferit. Băi, eu trebuie să fac dreapta, mă, sau dreptișinea, mă? Cum mă dreapta? Păi da, am un loc cu dihania mea. Bă, nu fi nebun să mă îmbârlic pe aici. Bă, tu n-ai mai fost pe aici, am impresia. Lasă-mă, mă, în pace, că mă duc drept. Uite, mă, și unde mă bag. A, dar nu aici, mai sus. La extra aici, hop. Ok, dar merge, mă, și dremă. Păi eu îl păstrez pe principal, dar mă duce bine principalul. Ia de mă în față așa. Ia lasă-mă, mă, în pace. Ei, da, bă, eu uite-o pe unde, bă, bă, între case, bă, ești nebun, mă, se vede că ne-ai mai văzut la muncă. Da, pe aia zic, reconfigurare. Mai stai pe la muncă, nu mai stai câte două luni acasă. Așa, o 70 de din față, tot înainte ca tren. Da, și asta spun, nu prea recomand cu mândrie firma. Eu că am o salarizare mai bună și toți cei vechi din firmă, avem din cauza bonusului de vechime. Ca să zic așa, am undeva la vreo 700 de euro numai bonuse pe vechime, aproape 700-600. Înțelegi? Doar că pentru șoferi noi nu prea recomand. Cu toată sinceritatea vă spun, nu este firma potrivită pentru a veni un șofer, un băiat nou. Pentru că salariile sunt destul de mici. Acum cât te înțelegi tu cu ei să-ți dea mai mult, bravo ție, dar te poți înțelege cu ei doar după ce ai puține vechime. Și cumva salariul tău va fi diferit un pic față de rest. Dar n-am să fac o chestie generală ca oamenii să înțeleagă, știi? Și plus că adevărul e că n-am mai povestit de foarte mult timp, de două luni. Că n-am mai postat nici pe pagina de Facebook din cauza că pagina de Facebook mi-a fost restricționată și nu înțeleg de ce cineva s-a întâmplat cu ea, habar n-am. Pe ăsta YouTube este ok, n-am nicio problemă. Na, pe canalul de YouTube. Doar că n-am mai avut ce să postez. Să postez chestii vechi sau să postez cum mă duc eu la soacră mea, nu prea mi se pare ok. Că am făcut o chestie, nu știu, de ale șoferiei și am să postez când sunt la muncă, să vin cu chestii noi întotdeauna. Acum am fost acasă, de-am luat atestatele și atestatele, iau, doamne, atestatul, că doar CPC-ul l-am luat, plus cartea la tahograf, le-am reînnoit. Știi că permisul reînnoisem cu câteva luni în urmă și acum am avut decât astea două de ani noi. Și cumva am avut motiv să stau până la sfârșitul ianuarie să mă asigur că este tot ok. Doar când a trebuit să vin la muncă au fost probleme cu camioane, nu venise camioane noi, știi? Că ăsta e camion nou, uite, cred că se vede pe cameră, are 563 de kilometri. L-am luat eu la 100 de kilometri, ceva de genul. Mamă, 100 deja am făcut 4... 100 aveam, mă? Nici 100 nu cred că avea. Dar pe acolo, zic că am făcut 450-500 km. Oho, pe da, am băgat ceva, Nicule. Bine că sunt în Suede, ce am trecut vaporul, ce m-am dus spre descărcări, ce merg și acum spre încărcarea de mâine, cam aia e. Da, măi, oameni buni. Și asta spun, uite că chiar mi-a zis un băiat pentru Nord, măi, momentan nu știu ce și cum au nevoie oamenii ăștia. Eu le pot da mail-uri iar să-i întreb și vă scriu la fiecare în parte. Doar cei ce vreți să veniți aici, țin să mă repet, salarizarea ar fi undeva la 2700, dacă nu mă înșel. Eu așa știu de anul trecut, acum sper să nu mai fi umblat la salarizare pentru cei noi, că la noi, la cei vechi, banii sunt bani, banii sunt aceiași. Adică la noi crește de la an la an.
Eu, de exemplu, în septembrie mai fac un an și voi mai lua încă 100 de euro pentru vechime, să zic așa, că luăm cât 100 de euro la an și eu în septembrie fac încă un an, să zic așa. Știi? Doar că, uite, când am zis eu că iau bani mai buni, ne-a tăiat bonusul ăsta, adică ne-a tăiat 200 de euro din start, ca să înțelegeți voi despre ce este vorba. Băi, sunt bani până la 200 de lei, am zis? Doamne, iartă, 200 de euro, asta înseamnă 2000 de lei. Dar pentru mine sunt bani, acum nu știu pentru altul, dar pentru mine erau și sunt bani, 200 de euro sunt 200 de euro, n-ai mă. Și acum cine mai merge economic, Dumnezeu cu milă. Că nu mai merge, nu știu dacă mai merg. Luam bonus undeva la 40-50 de șoferi și acum luna trecută am venit răsul, că eram acasă. Au trimis lista și au luat decât 5 șoferi și sau 5 cu filipinezi, plus 7 șoferi au fost. Dar au luat bonus. Păi exagerat de puțin, dar tu îți dai seama, luam bonusul la 92 și la 92 s-a dus la 97, ești nebun. Pe cum o să fii șofer perfect? Pe ce ești, măi, ești robot, mergi țiplă? Tu nu ești obosit, tu nu ai nevoie de căldură, tu nu ai nevoie de un alt, cum să scoți 97? Dar uite că avem colegi ce scot scorile astea alucinante. Ca și cum ai fi robot, mergi țiplă. Tu nu apeși pedala, dacă de frână, nu faci nimic. Bine că nu vreau să vorbesc de subiectul ăsta, că sunt oameni și oameni. Că la ședință l-a dat exemplu pe unul, că cum ăla poate scoate scor de 99, ne-a tras-o la toți. Că omul a fost super bătut în cap, n-a vrut să lase scorile mai jos și din cauza asta ne-a tras-o la toți, într-un cuvânt. Că a ținut-o așa luni de zile, ani de zile, cu scoruri halucinante și ne-a tras-o la toți, într-un final. Da, acum, exact cum am mai spus, nu este firma perfectă, nu cred că există lapte și miere oriunde ai merge, nu știu dacă există așa ceva. Că toți spun, hai că acolo e bine, acolo e bine, acolo e bine. Mă, aici, dar bine, de rău n-am. Mie mi-a fost bine pe partea asta, cum lucrez cu Lingu, că lucrez cu 20 de metri de 6 ani. Dar dacă aș fi făcut Nordul cu disponentul de Nord, nu aș fi stat nicio zi în firma asta, pentru că se întâmplă niște chestii pe Nord, pe acolo și bine între mine. Aici, pe 26 de metri, este altceva. Acolo, da, mai viteză, mai gheață, mai una alta. Că cobor cu peștele. Peștele e pe repede înainte. Știi? Da, e altceva. Nu vreau să vă plictisesc, doar că am zis să vorbesc despre subiectul ăsta cu salarizarea la noi și dacă au nevoie. Și asta spun momentan, nici eu nu știu dacă au nevoie, că și eu am stat acasă 2 luni fără câteva zile. Chiar că mi-a scris și o fată cu soțul ei că vor să fie la noi pentru echipaj. Bă, la noi angajează echipaje, na, fac un general, pentru poate mai vrea și altcineva info. Angajează echipaje și la echipaje, să zic așa, ar fi cât de cât ok dacă ești cu soția, știi? Că ar fi că nu este chiar alergătura de o vezi în sud, adică te duci în nord. Stai 3, 4, 5 zile până ce când cobor dintr-o bucată, într-adevăr. Și nu prea te poți odihni, fiind munți, fiind zăpezi, drumul nu este drept ca pe autostradă. Acolo cum ai să nașpa, că nu poți să te odihnești. În timp ce colegul conduce, să zic așa. Că na, știți că colegul se mai odihnește în timp ce celălalt conduce. Nu prea te poți odihni din cauza drumului, știi? Dar nici acolo, nici în nord, dacă faci la dublu, nu este foarte rău. Pentru că stai mult, știi ce e nașpa, că trebuie să te pregătești dinainte, iar cu... Da, să ai alimente, să ai mâncare, conserve, na, fiecare ce îi place, na, mie nu trebuie cu conserve, nu le am cu conservele. Na, nu vi le recomand, dar dacă e șofer de nord, ar trebui să ai ceva uscăturor, salamuror, ceva la tine, că nu se știe niciodată, știi, și nu prea, nu cred că este prea confortabil să faci foame, știi? Acum, uite că mi-a zis un băiat să spun și de treaba cu țigările. Hai că mi-aduc aminte ușor, pas cu pas, de tot. Măi, să știți că pe aici țigările sunt foarte, foarte scumpe. Eu de foarte multe ori am cumpărat țigări după vapor, fiind mai ieftine.
și e cât un cartuș, dar eu nu fumez, am mai luat pentru colegi, știi, că na, ne mai așteptăm între noi. Dar pachetul țigări bate undeva 12-13 euro, ceva genul. Prin Norvegia, nu știu în Suedia cât costă. Știu de la colegi, pentru că eu nu fumez, mie nu trebuie. Dar, na, având în vedere cu avem colegi fumători, na, ne mai așteptăm, că este ceva omenesc să faci asta. Și, na, dacă ai vici, dacă ai astea, nu ești prea bine la bani la sfârșit de lună. Dar acum nu cunosc prețurile din sud, că uite, am fost acum la cumpărături, că eu de sâmbătă am venit și duminică am început, duminică fiind ieri. Eu alarterea mea la treabă. Haide, bă, du-te. Du-te, ne poate că e liber, nu-mi e nimeni. Și am fost destul de dezamăgit la piață, la magazin în Danemarca. Adică exact cum au crescut prețurile în România, haotic pot să spun, așa au crescut și pe aici. Adică, băi, frate, te cam uiți lung, ești nebun, te uiți de două ori. Bă, ce, Doamne, arătă-ți prețurile astea, mă, ești nebun. Adică, na, și țin să subliniez, nu beau, nu fumez, mi-am luat două boxuri de apă, am luat și un bidon de suc, că na, suntem oameni și mai poftești neapă la urmă. Am să mă arvunesc, aveam ceva treabă de făcut. Să așez astea, să merg la vapor. Azi, bă, îmi dau un suc, mă cinstesc, așa de început de muncă. Da, dar la mine apa e bază. Nu am vicii. Mamă, îți dai seama să mai ai și vicii, să mai bești tu cât o bere pe weekend sau să fumezi? Ce, măi, de mult cheltui 1000 de euro fluierând? Și la cine ai, bă, mai pleci, bă, dacă să cheltui cât 1000 de euro? Eu ca un rezumat cheltui acum undeva la 500 sau cheltuiam anul trecut, acum nu știu. Că am dat 130 de euro pe... Mă, carne, uite, carne n-am luat, că am venit cu carne de acasă. Am venit cu câteva chestii, da, astea, fumături, na, chestii, dacă am venit cu avion, nu mai ți aduci de acasă, că nu se compară produsele noastre cu... Sau produsele lor cu ale noastre fiind mult mai bune și mult mai gustoase ca ale lor. Nu găsești ce găsești la noi în țară, nu găsești la oameni ăștia. Numai să fie frumos magazin românesc ceva, știi? Și așa cumva poți să găsești, doar că nu găsești la același preț. Orly. Este de 2-3 ori prețul. De în țară costă de aici, este mult mai mare. Da, mi-am luat și baterii la cameră, la camera asta, că tot au fost probleme. Băi, sper să fie ok acum, nu știu. Băi, de unde deja s-a încălzit? Cam cât? Am 18 minute. Da, păi na. Sper să fie tot ok. Da, și dacă mai vreți info, nu știu, puteți să-mi lăsați mesaje și vă răspund cu drag la... cu drag la toți. Că e interesant, de când am băgat bateria să nu se mai închide camera. Bă, dar poate aveți idee ce s-a întâmplat pe pagina de Facebook. Cer și o mână de ajutor. Îmi pare că e pagina de Facebook neeligibilă, dar nu știu de ce, nu mi-apare nicio restricție. Mă gândeam să renunță tot la în a mai posta pe Facebook și pe grupuri, știi? Da, exact cum am spus, bateria nouă s-a încins deja, s-a închis la 18 minute, uite. Uite-o pe neghinița mea mică. Băi, dar nu știu de cine asta camera acum a prins. Că nu s-a mai închis. S-au umblat eu în setări din greșeală, nu mai știu să dă aia. O fi de la mine. Băi, dar s-a încălzit tare rău, mă. Băi, n-am găsit albastre, am vrut să iau tot așa albastre cum este asta originală care o și am. Și n-am găsit la fel și am luat brioșe de-astea, nu știu neapun. Cred că se vede. Brioșe. Cât
Ori fi de bune, habar n-am, că la 18 minute s-a încălzit și s-a închis camera. Dar tot e combinație, ești nebun, că uite, am băgat asta, am băgat-o pe albastră, doar că nu o să țină foarte, foarte mult. Probabil se va închide curând. Doar că acum pot să-mi iau și la revedere frumos, că bag bateria numărul 2 și hap după dulap. Altfel discuți. Așa, unde mai discuți că nu puteai să bagi nimica? Dacă aveam decât una, știi, acum am 3. Mamă, 3. Ca bogații tot. Altceva? Da, măi, oameni buni. Da, sper că sunteți ok. Și încă o dată îmi cer scuze pentru că nu am mai postat. Și îmi cer scuze oamenilor care nu le-au răspuns prompt la mesaje, dar am fost și foarte, foarte ocupat acasă. Și la muncă cumva, uite, mai e timp, că mai ești la drum, mai ești acolo, mai ești acolo, mai îți faci timp, dar acasă am fost și pe la concursuri cu copiii, na, care aveți copii, înțelegeți despre ce este vorba. Și nu prea e timp de vlogăreală când ești cu copiii, șansa, nu implic copiii în chestiile astea, că nu știu cât este de ok. Știi? Consider că este mult mai ok așa. Nu știi niciodată, e mai bine așa. Bătrânești. Da, și pentru cei ce cunoașteți cu pagina de Facebook, de ce mi-a fost restricționată eligibilitatea și nu mi-arată niciun mesaj, puteți, vă rog, să-mi scrieți dacă cunoașteți în domeniul ăsta. Pentru pagina, nu pentru Facebook-ul vechi. Cumva s-ar putea să rămân doar cu Facebook-ul vechi și să renunț de tot la pagina care o creasem de 6-7 luni, ceva de genul. Cred că o să renunț de tot la aia. Na, cei ce vreți și mă urmăriți, puteți să dați subscribe în partea cealaltă. Sau poate o să renunț de tot la ambele, o să fac una nouă, habar n-am. Vedem ce se întâmplă luna asta, că se termină luna. Na, eu am făcut o contestație, știi, în privința asta. Nu știu ce neapă, de ce s-a întâmplat așa, de ce s-a ajuns la asta, habar n-am. Da, mai raportează lumea clipurile de le postez. Acum fiecare face ce dorește, na. Nu pot să judec niciun om în parte pentru că na, nu prea e ok. Da, într-un cuvânt mi-au fost raportate din clipuri sau na, unele clipuri și din cauza asta mi-a fost restricționată pagina. Da, o rezolv eu ușor așa, bătrânești. Ce să zic, multă sănătate vă doresc, oameni buni. Și voi reveni curând cu următorul vlog. Ăsta probabil îl postez exact imediat ce mă opresc, cam într-o oră, în două ore ar trebui să fie viral. Vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră și sper că sunteți cu toți ok și să ne auzim întotdeauna cu bine. O seară bună vă doresc tuturor!